În plină criză provocată de Rusia la granița cu Ucraina, România devine gazda unei trilaterale pe teme de securitate la care mai participă Polonia și Turcia. De asemenea, la București sunt invitați și miniștrii de externe din Ucraina și Georgia. România găzduiește astăzi și mâine reuniunea la nivel de ministrii de externe a formatului de cooperare în securitate numit Trilaterala România-Polonia-Turcia. Reuniunea are loc în plină criză provocată de masarea trupelor militare ruse la granița cu Ucraina, într-un gest considerat ostil de comunitatea occidentală însă, pe lângă ministrul afacerilor externe polonez, Zbigniew Rau, și cel turc, Mevlut Ceavușlogu, la București vin și ministrii externelor din Georgia, David Zalcaliani, și Ucraina, Dmitro Kuleba. În contextul marcat de evoluțiile recente în vecinătatea estică, prin desfășurarea de trupe și echipamente ale Rusiei în Crimea, la frontiera estică a Ucrainei și, în general, în Marea Neagră, se desprinde necesitatea unei evaluări atente și realiste de către statele membre NATO a situației de securitate și mai ales a implicațiilor acestei asupra securității euroatlantice. În acest sens, trilaterala România-Polonia-Turcia oferă oportunitatea unor abordări aplicate, pornind de la viziunea proprie a fiecăruia dintre cele trei state, dar și de la obiectivul comun de coordonare strategică și contracarare a deteriorării situației de securitate în regiune, arată un comunicat al Ministerului de Externe. Prima reuniune a trilateralei România-Polonia-Turcia a avut loc la inițiativa României la nivel de secretar de stat pentru afaceri strategice în mai 2012, în marja summitului NATO de la Chicago. Crearea acestui format a avut în vedere importanța cooperării aprofundate a celor trei state pe teme de interes comun, preponderent în domeniul securității, fiind dedicat coordonării în interiorul Alianței Nord-Atlantice.